Da? Da. Mesajul meu este foarte scurt, foarte simplu și foarte clar. Tot ceea ce faceți, tot ceea ce furați, tot ceea ce luați de la alții și vindeți fără să fie al vostru, toate șpăgile pe care le-ați luat, toate vânzările de țară și de neam, de Roșia Montana și de tot ceea ce vindeți și prăduiți tot timpul, totul se va afla. Suntem într-o epocă în care totul se află, secretele se spulberă și cu o precizie aproape incredibilă se va întoarce împotriva voastră mult mai repede decât vă așteptați. Cu o precizie divină, matematică. Așa că în momentul acela care se apropie, a și venit, nu o să aveți unde să vă ascundeți. Așteptați doar puțin. Unii salvăm Roșia Montană. Bună seara! Bună seara! Unii salvăm România. Nu știu dacă reușim să o salvăm. Datoria noastră e să încercăm. Ca să arătăm că mai suntem. Că nu e vorba doar de o turmă atât de simplu, de manipulat. Că la un moment dat, când paharul se umple, măcar să strigăm. Chiar să nu avem nicio speranță, spuneam speranța astăzi, dar sociologii n-au curat să publice, speranța este mai jos decât era în 87, 88, 89. Păi problema nu este că e mai jos, problema este că n-au curat să o publice. Corect. Adică întotdeauna... E și o problemă, pentru că o țară, un popor fără speranță, nu știu câtă scăpare are. Scăpare nu are, dar iată se naște un paradox. Sau poate că nu e un paradox. Deși aparent așa ar fi. Adică am putea să-i anunțăm pe români că nu mai este nevoie să plece din țară să fie slugi la străini în străinătate. Că ei pot să fie slugi la străini chiar în țara lor. Ura! Da. Iată o mare victorie. Nu? Ce v-a determinat să luați atitudine? Ați deșifrat întreg mecanismul pervers al politicienilor și afaceriștilor în legătură cu Roșia Montană? Știu Știați despre... mai de mult? Da, știu de mult despre lucrurile astea. Am avut o vreme chiar și curiozitatea să le urmăresc și chiar să mă informez. Știu... cam tot ce a apărut în direcția asta, de mult, cred că din 2007, că lucrurile sunt mai vechi și putrede, mirosul este străvechi. Dar de ce vorbim doar despre Roșia Montană? Roșia Montană este doar vârful acestei situații incredibile în care țara asta a ajuns. Țara asta este în pragul destrămării. Toate valorile, toate lucrurile în care generații, zeci de generații au crescut, în care au crezut, vorbim de valori morale, vorbim de familie, vorbim de neam, vorbim de religie, vorbim de credința în Dumnezeu, toate s-au prăbușit. Sistemul ăsta cu așa numita democrație este mult mai jos decât cursul meu de clownerie. Eu mă uit la ce se întâmplă și la un moment dat râd, la un moment dat plâng și în final ajung la ce ai spus, la cota de speranță sub nivelul zero. Pentru că vorbim de democrație,
Da? Care democrație? Democrația înseamnă, hai să o luăm etimologic, puterea poporului, da? Care popor, oameni buni? Despre ce popor vorbim? Democrația reprezentativă, adică eu îl votez pe unul și el mă reprezintă, este deja sub nivelul clowneriei de care vorbeam. Este o farsă grosolană și cusută cu ață albă. Legitimitatea acelora care zic că sunt acolo pentru că au fost aleși nu există. Ce legitimitate are unul, și pot să dau și exemple nominale, dar n-am să o fac, pentru că chiar pe unul îl cunosc personal și de mult timp și știu și toată biografia. Este ales pe listele unui partid și fiind ales pe listele unui partid, la 2 săptămâni după ce intră în Parlament, se mută la alt partid. El pe cine reprezintă, oameni buni? Ce legitimitate au oamenii ăștia? Merg mai departe cu legitimitatea și întreb, când a devenit România Republică? Cine a votat această chestiune? România era o monarhie constituțională. Au apărut tancurile sovietice și brusc s-a făcut republică. Schimbarea unei forme de guvernământ se face cu un vot universal, după toate legile lumii. Când a votat poporul român să devină republică? Republica a fost instituită de o putere străină sub ocupație. Republica nu este legitimă. Câte lucruri de astea vreți să vă mai spun? Gândim cu capetele noastre sau ne lăsăm manipulați ca oile? Cred deci, că ne-am lăsat manipulați. Legitimitatea acolo nu există. Oamenii ăștia se prevalează de un vot care în principiu este manipulat, falsificat, trucat sau furat. În momentul în care tu ești votat de niște oameni ca tu să aplici un program mai mult sau mai puțin fictiv al unui partid, ei votează chestia asta și tu după aia te întorci. Vezi cazul Roșia Montan. În momentul ăsta, legitimitatea ta este nulă. Faptul că ei fac acolo niște legi în care arată că ba nu, ei au drept, ei nu au niciun drept. Este minciună, este hoție și spoliere. Nu au dreptul acesta. Ei guvernează fără să aibă dreptul. Mă aude cineva? Îi pasă cuiva? Gândim cu capetele noastre? Ei vând ce nu e al lor și ne vând nouă viața. Și noi ce facem? Stăm. Eu ce-am făcut acolo? N-am făcut nimic. Am spus ce gândește toată lumea. Despre asta e vorba. Dar atunci, dacă toți știm ce ni se întâmplă, și cred că astăzi putem să spunem acest lucru, le spuneam telespectatorilor, ieri o femeie simplă, o țărancă din Pungești, a spus la Nașu, dați-mi voie în finalul emisiunii să transmit ceva premierului României. Și eu zic, sigur, vă rog. Domnule Victor Ponta, ați reușit să-i treziți și pe bețivii din sat. Iată o performanță. Deci dacă toți știm, ei se pare că n-au nicio emoție să folosească abuziv totul împotriva noastră. Noi ce am putea face? Deci știm ce ni se întâmplă, îi vedem cât sunt de aroganți, puternici, poate inconștienți. Nu știu, seama. Nu. Deci hai să nu vorbim despre inconștiență. Aici este un program. Aici este un program bine pus la punct. Multă vreme m-am gândit, am urmărit să văd ce și cum. Este un program bine pus la punct cu niște... Nu-mi place să folosesc sensul peiorativ al cuvântului. Actori, dar în sensul prost al cuvântului. Deci actori proști și cu niște scenariști îndoielnici. Marionete, să le zicem. Bine, în materie de scenariile lor, ne putem da seama că imaginația lipsește. Folosesc cam aceleași lucruri. Reciclează scenarii vechi. Deci este destul de previzibil. Dar aici lucrurile sunt foarte clare. Eu gândesc
Eu nu stau să caut dovezi, că nu mă interesează chestia asta cu justiția, este iarăși o farsă uriașă. Deci mare m-a pus farsă. Pe nimeni, nu aduc hârtii, dosare adevărate, false, cum fac ăștia, conturi, tot felul. Da. Da, da. Lucrurile sunt simple. Pentru mine Biblia este o carte de căpătâi. Și acolo se spune o chestie în felul următor. Pomul cel bun se cunoaște după roadele sale. Deci nu trebuie să știu ce conturi, ce furăciuni, ce chestii. Se vede după rezultatul final. Da? Ăsta este modelul de a gândi. Pomul cel bun se cunoaște după roadele sale. Deci, hai să vedem care sunt roadele. Și atunci, avem doar două explicații, oameni buni, doar două, nu sunt trei. Dacă se ajunge aici, nu există decât două posibilități. Ori incompetență crasă, și atunci n-au ce căuta acolo, în capul trebii, în fruntea statului, ori corupție masivă. Și atunci locul lor iar nu este acolo și nu trebuie să spun eu unde ar trebui să fie. Dar sigur că în momentul ăsta acapărăm justiția, facem legi, că noi facem legile, nu? Facem legile, dacă o lege ne acuză, schimbăm legea. Dacă un procuror acuză pe unul dintre noi, schimbăm procurorul. Care este problema, nu? Cum spun și ei, exact. Să se respecte, da, legea, trebuie făcut o lege ca să se poată respecta acea lege, exact, că pe asta, deci, nu o pot respecta. Deci, sistemul lor este în felul următor. Întâi facem furăciunea, nu se potrivește cu legile vechi, și schimbăm legea ca furăciunea să devină legală. Unde s-a ajuns? Despre ce vorbim? Haide să gândim și noi în felul ăsta. Eu îl omor pe unul, nu? După care frații mei care fac legea, fac o lege că de fapt nu l-am omorât și că nu e mare lucru că l-am omorât. Da? Și conform legii respective, imediat lucrurile sunt perfecte. Pot să vă dau un exemplu, da, de astăzi. Au propus ca plagiatul să devină acceptabil. Adică, zis, bă, dacă din scăpare, din greșeală, ți-au, da, picat, da, părți, da, din opera altuia, se acceptă. Dacă e din greșeală. Haideți să-ți mai spun o chestie. Ceaușescu nu vorbea corect limba română, ceea ce este absolut inadmisibil pentru orice om politic, cum este de fapt plin parlamentul de agramați. Ce a făcut Academia Română, simpatica Academie Română? A decretat că există o formă acceptabilă de vorbire regională. Deci s-a adaptat accepția limbii române după un singur om. Cum acum se modifică legea statului și probabil vor modifica și Constituția pentru interesele unei companii străine care cu siguranță că i-a vopsit. Le-a umplut buzunarele. I-a vopsit rău de tot din moment ce nu se pot desprinde de vopseaua respectivă. Lupta este atât de strânsă, Radu, lupta este atât de mare, mult disproporționată față de ce mărunte avantaje ar putea să aducă, meschine avantaje pe care ni le aruncă praf în ochi, adică mii de locuri de muncă. Sunt 217 de locuri de muncă pe listele lor și probabil pentru 2-3 ani. Bă, dar cât de proști ne cred ăștia, frate? Chiar, da? Eu cred că ne cred, da, proști. Cred că și găselnița aia de 1,50 lei cu oamenii nu vor decât să muncească. Nu, oameni buni, oamenii nu vor să muncească. Oamenii vor să câștige bani. Oamenii vor să trăiască, nu vor să muncească. Sigur că dacă pentru asta trebuie să muncească, vor munci. Dar hai să nu punem carul înaintea boilor. Oamenii vor să prospere. Asta este o... Salut, domnul Naunovici. E slabă, e slabă. E slabă, mai gândește-te. Pentru poziția dumitale este mult prea puțin, mult prea puțin. Cam așa. Deci, și cât de false sunt lucrurile astea, dar cât de proști ne pot crede? False, cu sute cu ața albă, chiar. Eu de obicei nu mă uit la televizor, dar m-am uitat la câteva chestii pentru că pe mine mă salvează un singur lucru. Simțul comicului. Nu am pretenții, nu am ambiții. Nu vreau putere, nu vreau bani, nu vreau poziție. Din punctul ăsta de vedere,
pot fi și sancționat. Puternic. Da. Unul care nu vrea aceste lucruri în țara asta, sunt detașat. Nu mănânc carne, deci nu vreau să omor animale. Da? Nu am nimic cu animalele, le iubesc și ele mă iubesc pe mine. Nu le omor ca să le mănânc. Da? Nu vreau poziția nimănui, nu vreau funcție de conducere. Nu vreau nimic. Poate sunt deja periculos. Puțin, da, sunt periculos. Poate puțin să fiu lăsat în pace. Știți de ce sunt periculos? Că atunci când un om care nu are ce pierde, practic, eu asta le spun și politicilor, să vă ferească Dumnezeu de oamenii care nu mai au ce pierde. Ei nu știu ce înseamnă. A, pot fi denigrat. Dar s-a ocupat de chestia asta, a fost a mea soție și a ridicat până la standarde foarte înalte. Da, adică da. Tot ce se putea spune rău despre mine, în principiu s-a spus. Asta se pot relua, adică nu e nicio problemă. Ați devenit periculos pentru că mesajul dumneavoastră, scurt, simplu și clar, poate fi priceput de către orice român, dacă nu cumva îl avea deja foarte bine conturat. Faptul că le spuneți politicienilor că tot ce vor face și fac se va afla și că prin precizie divină ei vor fi pedepsiți, că vine momentul, chiar a venit, da, dă speranță oamenilor. Deci, actul dumneavoastră, care poate nu e neapărat de curaj, nu e neapărat de răzvrătire, dă speranță oamenilor. Fiindcă e nevoie, deci, e nevoie chiar și pentru clasa politică de mâine, ca un popor să aibă speranță. Cu un popor care n-are nicio speranță, Iisus Hristos, dacă vine mâine să facă guvernare, oamenii nu vor avea răbdare. Deci, dar asta e și sperie, pentru că speranța oamenilor poate să-i debarce pe ei rapid. Deci eu nu sunt periculos, ar putea să mă treacă la prieteni. Este o interpelare prietenească. Eu le-am adus la cunoștință. I-am anunțat. Ca un prieten i-am bătut pe umeri și le-am spus: fiți atenți ce faceți. Fiți atenți. Ne aflăm într-o epocă în care totul se află într-adevăr. Da? Vine un băiat pe care îl caută acum toate serviciile secrete din lume, face un programel și iată, avem sute de mii de conversații secrete ale personajelor din CIA, din Parlamentul Statelor Unite. Chiar al României. Chiar al României. Oameni buni, mai puteți nega chestia asta? Deci acum vin jandarmii și bat demonstranții, da? Vin 200 de jandarmi pentru 300 de săteni, din care, 400. Din care majoritatea sunt femei, bătrâni și copii. Dau în ei, vine reprezentantul jandarmeriei și spune: nu s-a utilizat forța. Și iată, ne uităm pe Facebook, ne uităm pe YouTube și vedem cum sunt bătuți contribuabilii români de către jandarmii români care sunt plătiți pe banii lor pentru interesele unei companii străine. Copilași, avem telefoane care filmează și într-o jumătate de oră postez. Deci fiți atenți cum vă purtați. Apar la demonstrații tot felul de provocatori. Da? Vin patru băieți cu umeri lați și împing jandarmii. Și ăia, după aia, vor bate demonstrații. Dar înainte să împingă jandarmii, vine cineva și filmează. Cine-i domnul? Un provocator. Ia să-l vedem. I-am tras un prim plan. Cine-l cunoaște pe domnul? Da? Hai să vedem unde e angajat. De unde primește prima sau a doua leafă? Asta e una. Ies la iveală acum lucruri despre care cu mult înainte nu se știa. Apar tot felul de arheologi care pe baza unui singur os reconstituie o istorie întreagă a unei comunități care nu mai există, cu niște date incredibil de precise. Atenție! Și lucrul ăsta nu e doar datorat tehnologiei, nu e datorat doar mării ăstea de informație care năvălește peste noi. Lucrul ăsta are cauze mult mai profunde. Terra trece printr-o altă perioadă. Zona informațională nu este decât partea materială a schimbării mari spirituale care a început acum. Deci asta este reflectarea în mic, în material, a unor straturi mult mai profunde. Iar la asta
trebuie să ne gândim și cu asta nu se glumește. Dar revenind la pătrățica asta numită România, ați spus că ăștia ne cred proști. Da. Și eu cred că ei chiar ne cred proști. Da. Din punctul meu de vedere, ei sunt mai rupți, dacă pun toată clasa politică, de ce se întâmplă în realitate, decât era Ceaușescu rupt de realitate. Radu, hai să facem o chestie clară ca să avem o bază de pornire. Pe lumea asta există fel de fel de oameni. Hai să împărțim mai întâi în două. Sunt oameni care cred că în momentul în care vor muri, nu se va întâmpla nimic, că dincolo de moarte nu există nimic, sau că po fi ceva, nu știu ce, voi vedea eu atunci, sau nu mă interesează. Aceasta e o categorie de oameni. Sunt oameni care au înțeles că spiritul este ceva superior materiei dintr-un anumit punct de vedere și că, de fapt, materia vine din spirit și nu invers. Nu vreau să-i definesc acum care sunt materiești, nu vreau să dau etichete. Oamenii din categoria asta nu se pot înțelege niciodată cu cei din a doua categorie. Pentru că sunt unii care pot evolua spiritual și alții care cred că totul e aici, totul este materie, să adunăm bani, să furăm, să rupem, să jefuim, să violăm, nu mai contează. Asta o veste bună, că nu ne putem înțelege niciodată. Nu, cu acest... nu ne putem înțelege pentru că, deși folosim aparent aceleași cuvinte, limba noastră este diferită. Cu oamenii ăștia nu putem discuta, ei sunt oamenii forței, ei sunt oamenii forței brute, ei sunt... Și toate religiile au două polarități, da? Una albă, care urcă spre spirit, și una neagră, care... Hai să nu le dăm nume, că lumea le știe, da? Ok. Bun. Aceste două direcții, evoluție spirituală și involuție spirituală, n-au cum să se întâlnească, pentru că diverg, se duc în locuri diferite. Da? Suntem despărțiți de acești oameni. N-avem cum. N-avem cum să ne înțelegem. Nu poți să explici unuia că el câtă avere adună, cât jefuiește, cât prăduiește, el va sta întotdeauna pe un singur scaun. Pe câte scaune pot să stau deodată? În câte camere pot să stau deodată? Cu câte mașini merg deodată? Câtă mâncare pot să bag în burtă și băutură? Cât? Oamenii ăștia sunt oameni fără Dumnezeu, Radu. Oamenii fără Dumnezeu mai au puțin. Asta am încercat să spun. Eu nu salvez Roșia Montană. Nu pot, sunt prea mic. Nu te poți lupta cu un sistem. Un sistem te zdrobește pentru că este bine organizat. Și pentru asta e organizat. El este foarte bine organizat pentru asta. În primul rând să prostim populația, să-i ținem săraci și ocupați, să nu miște ce avem nevoie de la ei. Taxe și voturi. În rest, la revedere, boli, mizerie, suferințe, mizerii la televizor, numai accidente, numai scandaluri, numai zic ce, că se vede, da? Asta e pentru voi. Plătiți, votați și la revedere. Boli, mizerie, sărăcie, scandal și incultură pentru voi. Da? Nimic, nicio rază de lumină. Ăștia sunteți. Oi. Da? Dar nu este a acestui sistem. Este a tuturor sistemelor, indiferent cum s-au vopsit ele. Numai că aici s-a atins o culme. S-a atins un punct. La un moment dat, e mult prea mult. E mult prea mult. Și se întinde în continuare. Nu te uita ce s-a întâmplat astăzi. Nu e un pas înapoi. No, nu. Nu, no. Este o strategie. Strategia arcului. Trag coarda înapoi ca să lovesc mai mult. Acolo... S-a plătit mult prea mult ca să mai dea cineva înapoi. Acolo sunt și alte interese, mult mai mari, mult mai cutremurătoare, decât orice putem gândi noi. Lupta este pe o miză cu mult mai mare decât pare. Dincolo de ecologie, dincolo de economie, dincolo de politică, dincolo de justiție. E mult mai mare. Și ei știu chestia asta. Dar sunt mânjiți până sus. Nu o să renunțe nimeni. E crâncen. Și o să-și primească ce-au vrut. Ei nu cred că știu asta. Îmi pare foarte rău. Eu n-am făcut decât foarte amical să-i atenționez. Pentru că lucrurile acolo sus
Justiția divină nu e ca justiția oamenilor. Justiția divină este o lege care nu se poate să nu se aplice, indiferent cine ar interveni. Legile divine sunt la fel de precise ca legea gravitației. Iau o piatră de aici, îi dau drumul, ea se duce. Da? Mai iau una, se duce și ea. Nu e că nu acționează gravitația asupra ceva. Legea divină se aplică fără intervenția unui procuror, un intermediar, și nu e pe șpagă. Dacă după judecata de apoi sau... Nu, judecata de apoi în principiu nu există. Judecata de apoi este locul în care conștiința se autojudecă. Din cauza asta, nu dă greș. Acum stau și mă gândesc, ce să fac? Eu sunt ziarist. Nu sunt altceva, nu știu să fac altceva. Fac de 20 de ani asta. Eu trebuie să mă lupt. Da. Ok, deci fiecare... Și, din păcate, tocmai sistemul ăsta e adversarul nostru, deci, și trebuie să luptăm cu el. Pe fiecare durată a existenței are o sarcină de îndeplinit. Dar mare atenție, că ceea ce numim noi soartă, poți să-i spui karma dacă vrei, e legea cauzalității. Crezi că fiecare cauză are un efect și fiecare efect are o cauză? Crezi asta? Sau măcar logica îți spune că așa este? Da, logica asta îmi spune, da. Tot ce se întâmplă, se întâmplă din cauza a ceva. Dar se mai întâmplă o chestie. Fiecare efect la rândul lui devine cauză a altceva. E un lanț. Un copac. Bun. Fiecare cauză produce un efect și așa mai departe. Deci felul în care te porți, felul în care vorbești, felul în care tot ce faci că tu faci, la un moment dat se întoarce și vine la tine, pentru că e al tău, tot ce ai creat. Când ne spune Iisus Hristos, ce le dați voi lor, mie îmi dați, El vorbește de ceea ce suntem noi cu toții, un suflet unic. Asta sunt oamenii. Și tot ceea ce înseamnă conștiință se unește în ceva. Nimic nu scapă, nimic nu scapă. Dar acum se întâmplă, asta e de când lumea, n-am inventat eu chestia asta. Dar acum se întâmplă o chestie foarte interesantă de știut. Vremurile s-au accelerat. Când zic că momentul vine, a și venit, iată-l că a venit. Faptul că informația circulă așa este, repet, o materializare. Ne scurtează timpul. Timpul este foarte scurtat. Mm-hmm. Se fac niște scurt-circuite incredibil. Ne surprind întotdeauna. Deci, aflăm chestii pe care în urmă cu multă vreme nici nu ne-ar fi trecut prin minte. Se descoperă lucruri care păreau ascunse, care păreau de neștiut. Aflăm de crime, aflăm de pe care criminalii le-au ascuns, adică nu. Legile însă făcute de hoți, pentru hoți, au inventat tot felul de subterfugii, crezând că scapă. În ideea că, domne, asta prescriem. Deci au trecut 20 de ani, ăla nu mai e vinovat. Nu mai, s-a prescris, e de mult. Da? Așa zic oamenii. Dar nu e așa. Și chiar nu toți oamenii spun așa. Uite, ar trebui să luăm exemplu de la poporul evreu, care a scos o lege. Crimele împotriva poporului evreu nu se prescriu niciodată. Ia să vedem parlamentari români. Băgați legea asta în Constituție? Crimele împotriva poporului român nu se prescriu niciodată? Deja tremur. Aveți curajul ăsta? E cineva care are sânge în el să propună legea asta? O veți vota în vot deschis? Mai e vreun patriot acolo? Mai e vreun român nevândut în Parlamentul României? Hai să văd câți ridică mâna dacă vă întreb chestia asta. Doar o lege, da? Nu, dacă mai puneți încă o lege, cu siguranță nu ridică niciun număr. Deci, dacă mai cerem și deja, altceva, s-a terminat. Am spus deja că o mare parte din ei nu sunt legitimi. Deci în momentul în care eu merg pe un program de partid și spun eu când ajung acolo nu voi susține asta, e votat de lume. Și primul lucru pe care îl face, schimbă, el nu mai e legitim, oameni buni. Deci faceți o lege că cine a mințit electoratul, nu mai are ce căuta acolo, pentru că a ajuns acolo prin sperjur. Fraudă electorală. E fraudă electorală. Da. Asta.
păcălești oamenii să exact, te voteze, da. Știind ce le place puteți oamenilor. Puteți să vă dați și legea asta? Cine a ajuns acolo prin fraudă trebuie să iasă imediat? Puteți? Mai e cineva acolo? Vă ascundeți după scăunele? Despre asta vorbim. Și mai avem multe de vorbit, dar timpul afectat emisiunii noastre se scurge, nu-i așa? Știu formă. Culmea, fiindcă suntem la Nașul TV, această replică nu prea există. Da? Și anume, o ținem cât putem de bine și de mult, mai ales atunci când avem invitați, o mare problemă. Și aici trebuie să fac trimitere la, cum să spun, la resemnarea elitelor românești. Și că vrem și că nu vrem, țara asta încă mai are elite. Dar faptul țara asta că, a avut întotdeauna elite. Da, dar faptul că aceste elite preferă un mic anonimat, preferă mici articolașe pe câte un blog sau fără să își ducă această cruce, da? Zilnic în bătălii cu acest sistem, pentru a încerca să schimbăm ceva, pentru a Radu, lăsa o urmă. Radu, nu ai cum să te bați cu un sistem. E mai rău decât cu morile de vânt. Poți să te bați cu o persoană. Poți să acuzi o persoană. Poți să vorbești singur. A, și da? Sistemul audică îl poate arunca pe ăla din, nu, din nu, mers. Nu, e mult mai greu, mult mai grav, mult mai simplu. Deci în epoca aceasta s-a descoperit un tip de anihilare. Tine, că poți să ies acum să mă calce o mașină. Nu interesează pe nimeni chestia asta. Dar sistemul de anihilare este în felul următor. Este foarte multă informație. Da? Eu îmi obișnuiesc telespectatorii să lucreze. Sunt mai multe nivele de percepție. Da? Eu îi setez pe ei. Nu trebuie să te învăț cum se face manipularea. Da? Eu îi setez pe ei să recepteze la nivelul ăsta. Da? Să zicem că sunt 7 nivele, dintre care primele 3 sunt la nivelul de subzistență. Da? Eu îi țin în panică. Se scumpește gazul. Se scumpește, vine iarna, nu ne-a prins pregătiți. S-au scumpit roșiile. Da, mă, și toată lumea începe. La nivelul instinctelor primare, da. Deci e vorba de zona de subzistență. A doua chestiune este asta cu sexul, da? Le arăt niște, era să spun o vorbă, mi-am propus să nu spun. Niște fetițe mai dezbrăcate, siliconate și așa mai departe, pe toate posturile. Asta se numește divertisment. Niște băieți care fac un... hai să-i spun umor de cazarmă, că altfel nu pot să-i spun, de o subtilitate foarte scăzută, deci sunt 3 tipuri de gaguri, da? Scatologice, sexuale și cam atât, da? Deci nu pot să-i spun umor, că nu e umor, este și bășcălie. Prin manipularea informației nu. Și a exact. Cantității, le... putem să selectăm... Îi setez acolo și atunci pot să bag foarte multă informație, de toate felurile. Ei nu vor accede niciodată acolo. Unu, pentru că sunt învățați că aia nu e zona lor. Da? Așa sunt învățați. Cum dacă iau acum niște oameni care păzesc niște oi și îi duc la Atene la un concert de Mozart, ei vor simți că nu sunt de acolo. Nu că dacă ar asculta nu le-ar place, dar refuză din start pentru că sunt învățați că aia nu-i de ei, nu e zona lor. Da? Vor refuza. Uite bilete la Ateneu, e un concert de Mozart. Nu. Pot să dau un mic exemplu, că e important, că l-am promis telespectatorilor. Te rog. Ce s-a întâmplat astăzi? În loc să toată societatea, televiziune, presa, sigur că e utopie ce spun, pentru că nu mai există presă, să discutăm despre păcăleala cu Roșia Montană din Parlamentul României, despre țeapa asta dată din nou de Parlamentul României prin comisia asta, s-a aruncat astăzi pe piață ce? O petardă, suspendarea a numărul 1000 a lui Traian Băsescu, în 5 pași, da? Da. Automat, exact ce spuneați, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu știu, Nașul TV se închide, hotărăsc politicienii, automat în secunda aia, piața va fi inundată cu știri. Pițipoanca X vrea să se sinucidă. Da. Pițiponcu X vrea să cumpere Clubul Steaua. Exact. Da? Și atunci, asta e bun exemplu, că nu a fost dat niciodată prin informația, prin presa pe care o controlează, exact, prin instituțiile pe care le-au, reușesc tot timpul să pună fum, ceață,
Nu mai e nevoie de ceasa de 90. Chestia asta este e foarte bine concertată. Dacă cineva își imaginează că e o chestie întâmplătoare sau că... Observ că există un limbaj de lemn care se aplică peste tot, da? Observ că există un număr de accidente. În țara asta sunt 8 milioane de vehicule. Două, dacă se lovesc într-o zi, devine un eveniment pe toate posturile. Două vehicule la 8 milioane este un procent total nesemnificativ, da? Despre celelalte 8 milioane nu se vorbește deloc, da? După care vin măsurile de panică. S-au scumpit cauciucurile. Dacă n-aveți cauciucuri de iarnă, da? S-au scumpit școlile de șoferi. Sunteți amendați cu atâția puncte dacă ați făcut cutare. Adică, păi, fiți atenți că vă dăm, da? Asta să arate da. Și că sistemul, atenție copii, e represiv sistemul. Dacă nu sunteți cu minți, vă mai punem da. O taxă. Da. 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 Taxele cresc, gazul se scumpește, vine frigul, nu sunt alea de echipate să scoată zăpada. Totuși ce facem adică, că elasticul ăla chiar s-a întins? Adică astăzi pot spune că nu mai există niciun om care muncește care să mai poată duce. Chiar nu mai există. Adică toți oamenii care muncesc și aia care câștigă mai bine nu mai pot duce toate... Nu s-a întins la maximum. Au supape. Care să fie supapa? Meciul de fotbal România-Grecia. Deci ce gândește un om? Ce gândește un om? Da? Să ne punem în pielea lui. Îi explică s-a scumpit gazul, s-a scumpit roșiile, s-a scumpit, nu știu, castravetele, oțetul și așa mai. Îl bagă în panici. Că acum se pun murături, deci îi explic că vai de capul lui. Și el zice, lasă că la el alți, da, eu mai am, adică mai am borcanul de murături, mai am cutare și cutare și cutare. Deci eu nu fac parte din ăștia. Uh-huh. Da? Eu mă scot eu puțin. Mai am banii de la bunica, știi, mai vând terenul ăla de la așa și lasă ăștia mor, dar eu, știi? Deci e o chestie foarte bine studiată. Acolo sunt armate de psihologi. Nu crezi că știrile astea sunt date întâmplător. Și se mizează, se știe exact unde. Se știe exact că e cu asta se ocupă, da? Este exact unde pleznește asta. Se trage până cu 2 mm înainte să pleznesc. Uh-huh. Nu te gândi că nu-i studiat. Nu te gândi că totul nu-i concertat. Este foarte bine studiat. De asta spun că nu poți învinge un sistem. El e făcut perfect pentru scopul lui. Aș vrea să fac o precizare. Și eu cred că e foarte bine studiat, mai ales la alții. Dar ai noștri aplică copy-paste... Da. Din alte părți, mult mai da. Bine puse la punct. Doar că ai noștri, mai sunt și proști, mai sunt și mitocani, mai își dau cu stângul dreptul. Adică au fisuri. Adică vine românașul nostru care e în fruntea vreunui guvern sau vreunui minister și spune, lasă-mă, bun, știu că e rețeta asta, știu că de-aia am ajuns aici ca să aplic rețeta, dar mai bag și de la mine. Îi dau un exemplu, premierul Vesel, pe care îl avem, care mai bagă și de la el. Da? Și asta este. El a avut totuși un moment de adevăr în viața lui. Deci n-a mințit chiar tot. A spus odată un adevăr. A fost întrebat de ce ați pierdut alegerile și l-a spus cu fața aia veselă de personaj nonșalant. Păi am pierdut de data asta pentru că mașina lor de furat voturi a funcționat mai bine decât a noastră. Corect. Ăla a fost singurul adevăr pe care l-am auzit spunându-l. Sigur, a dat-o pe glumă, dar eu știu cum se învelește adevărul, că asta mi-e meseria. Am căpătat un simț, tot uitându-mă din 88 la studenții mei, cum zic fel de fel de replici, am căpătat un simț care mă ajută să detectez minciuna imediat. Doar mă uit la cineva, nu mi se întâmplă întotdeauna și nu doar privindu-l prima dată, și știu anume cum, din mișcarea corpului, din zâmbetul fals pe care îl afișează, știu cum își creează fiecare un personaj. Asta mi-e meseria. Și de fapt ăsta mi-e un punct de pornire în a aprecia oamenii. Mă uit la unul și îți spun exact dacă minte sau nu. Există niște gesturi pe care le face, pe care subconștientul îl împinge să le facă, tocmai pentru a masca. El știe că minte. Deci fiecare om când minte, știe că minte, chiar dacă se sugestionează că nu e așa. Sunt mai multe grade aici, dar nu intru în amănunte. Că... și un grad de mitocănie. Eu am întrebat pe unii care stau pe lângă Ponta și zic, dom'le, ăsta când minte și el știe că minte și nici nu-i pasă că evident, unii ne prindem, zice, da, dar zice, nu se adresează vouă. N-are, face ceva pe voi. El se adresează
în mintea lui și a lor, unei categorii pe care o aduce la vot ca pe oi, cu promisiunile astea false. Și mi-au explicat că Ponta mâine în alegeri e în stare să iasă din nou în fața electoratului, să spună, eu, Roșia Montană, niciodată. Da, nu, nicio problemă asta. Aici nu înțeleg eu cum de poate funcționa în momentul în care și bețivul din sat s-a trezit. Deci, cred că aici nu mai funcționează chiar te aduc așa. Și tot o fisură. Te aduc acolo și scăpăm mereu. Este vorba de un domeniu foarte delicat. Nu, da, care, în principiu, nu-mi place cuvântul, dar îl folosesc pentru că n-am altul acum, se numește conștiință. El nu are conștiința a ceea ce este sau ceea ce ar trebui să fie. Dar nu cumva ăștia ar putea fisura propriul sistem? Eu așa îi văd pe ăștia, pe cuvântul meu. Nu. Deci ăștia acolo sunt pe barca lor numită sistem. Copia după alte bărci, ăștia sunt în stare să-și rupă barca de sub fundul lor. Chiar dacă noi n-am putea să facem acest lucru, eu cred că sfârșitul lor este aproape pentru că ei își vor fisura barca. Despre asta încercam să vorbesc. Dacă ajungem la ceea ce numim conștiință, la un moment dat, tot mințind și tot văzând că ține, dar ține pentru că există un sistem în jur, niște cercuri concentrice care susțin această chestiune. Am spus că sistemul este foarte bine conceput. Este un stil de, de genialitate, dar în direcția răului. Diabolică, da? Da. Exact. Sigur că de aici se va rupe, nu de la noi. Eu și cu tine ieșim acum în stradă, ne bat unii, strigăm, ne dau afară, ție îți desfințează postul, mie îmi desfințează postul. Suntem absolut neimportanți. Vine o mare de informație despre maidanezi, despre spitale, maternități, școli care cad, gaze care se scumpesc și a doua zi a uitat toată lumea. Oracole. Deci, de asta probabil că și supraviețuim după tot ceea ce spunem. Că nu contează. Suntem neimportanți. Nu vom face nimic singuri. Da? Ce se va întâmpla? Mă feresc de așa ceva. Nu ce cred că e chiar așa. Nu vom face. Nu vom face nimic singuri. Eu cred că pentru o națiune, momentul al fisurării vasului ăstora, dacă nu îl speculăm, tot sistemul își repară rapid vasul. Deci eu cred că fisura aia trebuie speculată, așa cum au făcut-o alții. Da? Da. Când au speculat o fisură în vasul numit Ceaușescu. Ceaușescu, dacă avea 3 televiziuni, cum sunt astea de astăzi, de știri, inventa repede fărâmița PCR-ul în 7, le dădea și rușilor și altora să bage repede niște exploatări pe aici. Adică, dacă el ar fi procedat exact cum au procedat toți cei după el... El a jucat altă carte și nu a intuit lucrurile astea. E, asta el zic. A fost suficient de bolnav ca să-și imagineze de ego-ul lui, ca să-și imagineze că el are puterea la modul absolut. El chiar credea că poporul iubește. Dar pentru că poate așa cred și dacă de ai sute de lingăi în jurul tău care spun că e geniul ca patilă. Ăștia cred treaba asta. Da. Vă dau un exemplu. Da, pe ei plătesc oameni să-i aplaude, după care zic, ia uite ce genial sunt, mă aplaudă ăștia. Da, adică dacă îi întrebi în particular, faci o hipnoză repede cu Ponta sau cu ceilalți, chiar cu Traian Băsescu, eu cred că e asta cred. Că presa minte sau toți mint, dar că poporul știi că asta, e de partea asta, lor. Asta în medicină are un nume. Se numește paranoia. Știi? Deci este un comportament cu o clasificare patologică, poate că nu e chiar cum am spus eu, dar pe acolo. Pentru că mi-a adus aminte de asta cu Ceaușescu, mi-a adus aminte că cu câteva zile înainte de a cădea, pe postul de televiziune unic și național, au apărut niște inși care stăteau așa câte 6, câte 7, cu căști pe cap, în uniforme. Erau mineri, erau muncitori revoltați și stăteau așa de parcă erau umflați. Și ziceau, înfierez cu mânie proletară, cu tare, elementele de la Timișoara care au făcut cu tare și cu tare.
erau exact aceleași cadre pe care le vedem acum la Roșia Montană, cu aceeași falsitate, cu aceeași mânie proletară, cu aceleași căști pe cap. Noi vrem să muncim. Aceleași... Da. Noi vrem să muncim, minori. Exact așa sunt. Domnul Naumovici, de acolo v-ați inspirat unde e camera, da? Nu știu cum mai e el. Da. El a făcut alea de dinainte. Nu știu dacă acum le-a făcut. Domnule, el. Deci da? Mie îmi place să-i spun că îl cunosc personal și de asta. Că, vrem să știu dacă s-au inspirat cumva de acolo. Pentru că scenariul și calitatea adevărului sunt identice. Așa că, acum că veni vorba, mi-am dat seama. Da, e foarte interesant că, știi ce se întâmplă? Falsul, pute, Radu, pute. Oare, da? Oare tipul ăsta de falsuri, aceste falsuri să fi existat și acum 200 de ani aici, când eram între imperii? Mă întreb, nu știu, n-aveau ea nici televizor, nici internet, dar mă gândesc între trei imperii, cum eram noi și am rezistat. Nu, aici mai există o chestie. Aici mai există... Era un banc. Adică Ștefan cel Mare, deci, ca să înțeleagă tot despre, venea și le spunea, oștenii mei, trebuie să dăm turcilor să facă aici un ESA, o investiție puternică. Hai să le dăm, nu știu, îi păcălea sau pur și simplu le spunea adevărul. Băi, nu avem ce face, trebuie să plătim biruri. Nu trebuie să gândim acum cu capetele noastre. Lucrurile la vremea aceea erau cu totul diferite. Da, ei nu și-au dat pământurile, deci... Nu și-au dat pământurile. Uite, asta este o altă chestiune pe care ar trebui să o învățăm de la poporul evreu. Poporul evreu, încă din Biblie, nu-și vinde pământul. Da? Și cumpără. Uite, există în Biblie o poveste cu unul care avea o vie și pe care regele a vrut să-i o ia. Și el i-a arătat legea acolo frumos, în care spune că pământul pe care mi l-a dat Dumnezeu, Dumnezeu nu mă lasă să-l dau nimănui, nici regelui. Atenție, da? Deci avem de învățat de la acest popor mult. Aici se vinde, țara asta a fost vândută. Asta da? Spun. Eu nu știu dacă pe vremea Ceaușescu s-a vândut țara. Deci acolo era alt sistem. Nu, dar hai să presupunem dacă era alt sistem. Nu trebuie să facem comparație. Ceaușescu ar fi spus, dom'le, suntem țară comunistă, trebuie să-i lăsăm Uniunea Sovietică să ia... Comparăm mere cu gâște. N-are nicio legătură pentru că nu putem să comparăm două lucruri diferite. Corect, da. Sunt cu totul alte date. Trebuie gândit fiecare sistem după coordonatele lui. Când aud pe cineva chestia asta, că era mai bine pe vremea, că Nu, este o prostie. Iar istoria, apropo de Ștefan cel Mare, este trucată integral, pentru că ea este scrisă de mercenari. Istoricii sunt mercenari. Și acum vreau să ajung la ceea ce... Că ai spus cum era acum 200 de ani. Există, aș zice, răul unei națiuni sau răul națiunii noastre, probabil ar mai multora. Dar răul națiunii noastre este că întotdeauna clasa conducătoare a trădat. În momentul colonizării de către unguri, austro-ungari să zicem, da, întâi unguri, da? Toți nobilii locali s-au făcut unguri. De ce? Pentru că onor-catolicismul oferea niște avantaje, oferea niște puteri, oferea ranguri nobiliare. Protecție. Da. Deci brusc toată nobilimea Ardealului s-a maghiarizat. Încet, încet și alții. Dar aici era problema. Au venit fanarioții. Ce au făcut boierii români? Hai să ne uităm pe stampe. Toți s-au îmbrăcat turcește, toți s-au îmbrăcat grecește. Ce vorbeau ei acasă? Greaca. Ei nefiind greci. Erau doar pupincuriști, cum sunt și acum. Da? Deci, pupăm poala sultanului. S-au turcit. Turcii au fost ocupația cea mai permisivă dintre toți. Au venit sovieticii. Ce a făcut protipendada românească? Unde își făcea studiile? La Moscova. Cu cine se căsătoreau greii Partidului Comunist? Cu rusoaice. Care era limba de predare? Rusa. Tata săracul, Dumnezeu să-l odihnească, a visat să devină medic. Cum să devină medic, orfan de amândoi părinții, dintr-o familie măcelărită de armata sovietică, când proba eliminatorie, când a dat el la medicină, proba eliminatorie era limba rusă. Incredibil. Da?
Deci, gata, au venit rușii, îi pupăm în fund pe ruși. Au venit fanarioții, îi pupăm în fund pe fanarioți. Au venit ungurii, pe unguri. Acum cine au venit? Americanii, NATO, UE. Toți, imediat. Înțelegi? Ca o această... mască însă, pentru că în spatele pupăturilor își trag toți cu nu gheruțele. Pentru asta, pentru asta fac. Exact, pe asta spun. Deci, da. Licuriciu mare, licuriciu mic. Da? Deci eu, ca să-i stăpânesc pe proștii ăștia, fac frumos în poziția gheocelului la cine? La cine e mai puternic? Uh-huh. Asta știi cum se cheamă? Trădare de neam și țară. Pentru ce? Pentru bani, pentru poziție. Da? Bani și poziție să aibă. Onoare, viață, putere, bucurie și fericire, nu. Deci pentru ce au optat? Aia să aibă. Vor aur, să mănânce aur. Eu mănânc mere și pâine. Da? Cine e mai sănătos? Să-și bage aur pe gât sau pe unde ori vrea ei să-și-l bage. Da? Vor bani, să-și mănânce banii. Vor putere, să aibă putere câtă ori vrea, cât ori putea să ducă, până n-or mai putea să ducă. Pentru că din aia se vor încovoia. Tot ce-și cer vor avea și se va întoarce împotriva lor. Mă crezi? Simt deja. E uneori atât de simplu. Atât de simplu. Ar trebui să se gândească la ultimele zile ale lui Ceaușescu, care se credea iubit de popor, adorat de securitate, care l-a trădat de nu s-a văzut, da? Muncitorii mă vor apăra, a zis când s-a dus la Târgoviște. Da? Muncitorii l-au apărat. Era singur de câmp cu, da? Elena. Era atât de apărat. Știi cum se întoarce? Și cât de rapid, asta e senzațional. Asta se întâmplă, da, acum, totul se întâmplă foarte rapid. Insist, nimeni nu vrea să creadă chestia asta. Deci asta se întâmplă. Știi cum? Făceam niște bancuri, eram în armată, porcoase, ca soldații, pe seama unui băiat cu minte, ca o fată mare, un baptist, trompetist, sărăcuțul. Era un film la televizor și noi spuneam porcării. Și ăla s-a uitat așa la mine și zice, de ce vorbiți așa? Că o să vă bată Dumnezeu. Noi făceam bășcălie de el, că era baptist și era, el nu spunea nicio porcărie. Și în momentul în care am făcut chestia asta, știi ce s-a întâmplat? Nu pentru asta, dar ca să vezi cum se schimbă lucrurile. Clădirea a început să se zguduie, pereții să se onduleze. Am ieșit afară lovindu-mă cu capul de toți pereții. Afară, nu știu ce căuta șeful de stat major acolo în unitate, că după aia am bănuit tot felul de lucruri. A fost un cutremur, 7-7. Compania din care făceam parte, nu zic că eu personal, a scos de sub dărâmături 244 de morți și 8 vii. Nu toți întregi. Când vezi că o femeie iese trasă de unii acolo fără față, te mai gândești cum e viața. Când vezi oameni care făceau baie și nu s-au gândit niciodată, adică erau încă cu spuma pe ei, da? Turtiți. Te mai gândești cum e viața. Te mai gândești de unde sunt toate astea. Adică de ce ne-am născut, ce rost avem noi pe pământul ăsta, unde ne ducem și mai ales că murim. Este poate singura certitudine. Da? Nu cunosc niciun nemuritor personal. Știe cineva vreun nemuritor? Și atunci cum ne ducem viața știind chestia asta? Și căutăm? Ne interesează ce se întâmplă? Nu. Noțiunea de Dumnezeu ne spune ceva? E o prostie, babele la biserică se închină și aprind lumânări că le e frică că o să moară. Noi nu o să murim niciodată. Există un sentiment că lucrurile astea se întâmplă altora. Au aroganța asta. Nu nouă. Au aroganța. Da. Am atâția bani că pot să cumpăr orice. Nu moartea. Nu pe Dumnezeu. Nu conștiința. Cum se spune? Cu banii îți cumperi patul, nu odihna. Da? Cu banii îți cumperi plăcerea, nu fericirea. Și așa mai departe. Și nici elicoptere nu sunt suficiente, că le-am numărat. Ca să ce? Păi ca să fugă ca în 89. Eu le spun... Fraților, Ceaușescu a avut nevoie de unul. Voi sunteți foarte mulți și nu sunt atâtea elicoptere. Deci, le-am numărat, fost, credeți-mă. Aia a fost o diversiune. Deci,
diversiunea cu elicopterul era ca să plece lumea că el nu mai e acolo, pentru că dedesubt sunt atâtea tunele și canale secrete că putea să plece oriunde. Și cu barca putea să plece. Deci astea sunt scenariile proaste de care vorbeam. Nu, dar l-au păcălit. Eu vreau să le spun că Dita Mai Ceaușescu, le tremurau chiloții tuturor în fața lui, a fost îmbârligat ca un prost. Luat de acolo, el chiar credea că asta s-a spus, domne, mergem să organizăm armata care e cu tine, poporul, că aici sunt teroriști, ăștia sunt agenturile. Ăștia ar putea să ia exemplu. Nu te-ai gândit niciodată din ce cauză prima lege pe care a dat-o Iliescu a fost desfințarea pedepsei cu moartea? Ba da. S-au pus la adăpost. Atunci nu m-am gândit, dar s-au pus la adăpost. Da. Ce imagine aveți, copii? Da? 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 Imagini de la Roșia Montană. Interesant. Ieri, da? Ia. Da, hai să văd ce mai din activitatea RMGC. Hai să vedem imagine. O să ajungem de aia, facem emisiuni. Hai să o analizăm puțin, din, dacă vrei. Din activitatea RMGC. Da. Eu nu prea știu ce fac, ea lucrează la Roșia Montană, dar nu ne explică nimeni, dumne, cu ce se ocupă, că n-au lege, n-au avize de mediu, ce dracu fac ea pe acolo? Hai, dați imaginile. Da. Da. Așa. Ăștia sunt în verde cu alb și, sau galben, gen, da. Da? Ce descarcă acolo? Băi, eu cred că ăștia au renunțat la aurit și o dau pe morărit. Cred că fac făină acolo. Varză? Aduc aurul, dumne, să știi că aduc aurul. Da? Așa. Da. Bun, hai. Scoate-ți. Da. Nu, ai copii, s-ar putea să fie, știi cum e, ăștia, și dacă o freacă pe acolo, n-au ce face, se ocupă de alte lucruri, cine știe. Da. Oricum, eu nu înțeleg de ce avem filmări cu ei cum fac drumuri, defrișează pe acolo, la Roșia Montană, și am întrebat cu buldozerul, nivelează. Da. Și nu ne explică nimeni ce fac. Adică așa se ia o aberație, cum să spun, și o aroganță și o... E clar că, cum să spun, era ce spunea Ceaușasca, uite și pe, cum zicea, când se vedea cozile în București, nu? Zicea, uite și pe gândaci ăștia sau cum... Da. Cam asta e atitudinea. Și au toate imperiile în momentul aroganței maxime, s-a constatat deci... că era și momentul începerii prăbușirii. Aureștia ei noștri sunt aroganți de foarte mulți ani, politicienii. Cred că se cam duc la vale. Deci toată chestia asta cu secretizarea, da? Despre asta vorbeam. Toată secretizarea asta, deci în momentul în care ceva este secret, nu? El este secret dintr-un anumit motiv. Că dacă n-ar fi secret, cineva ar încasa-o. Acolo se face ceva în mod secret. Da? Asta am văzut eu din imagine. Uh-huh. Să o analizăm așa puțin. Este un utilaj care forează. Nu? Sau ceva de sus. Da, e o foreză, practic. Da. Nu știm dacă are sau nu autorizație. Legea nu s-a dat. Exploatarea n-a început. Da? Oamenii de pe acolo spun că intră tot felul de indivizi, stau ce stau prin tot felul de subterane și ies cu tot felul de rucsace și săculeți. Dar asta de mult, de ani de zile. Ce iau ei, ce au găsit ei, nu știm, că la totul secret. Este secret. Aici am văzut niște oameni care descarcă niște saci. Da. Dacă ei sunt cu varză, atunci nu are rost să îi agreseze pe ăștia care filmează și nu are rost să fie secret. Comerțul cu varză, după câte știu eu, nu este ilegal în România. Nici consumul, nu e cannabis, nu? Consumul de varză încă e legal, nu? Bun. Da. Deci faptul că ei se ascund și fac aceste lucruri, nu ne demonstrează decât că au pentru ce să se ascundă. Uh-huh. Da? Deci în acei saci era ceva. Ei erau plini și greuți.
Da, părea... Au mai trimis ei la analiză 80 de tone de... Chiar 140. Da. Deci chestia asta că faci o analiză pe 80 sau 140 de tone este un praf în ochi cum nu s-a mai văzut. Bă, de câte tone ai nevoie să faci o analiză? De câte tone? Dar luați-l pe tot și faceți-l la analiză într-o eprubetă. Da? Cât de proști ne cred oamenii ăștia? Cât de proști suntem, de fapt? Cum toată lumea asta poate să înghită lucrul ăsta? Și cu cât sunt plătiți ăia care spun că vor să muncească? Dar munciți, fraților, dar vindeți-vă pe 100 de euro pe lună. Lingeți-le și tălpile, că vă fac sclavi. Vă să ne ferească Dumnezeu de prostia omenească, că e mai dură decât cancerul. Ne chinuie și mai mult. Da. E, da. Acum revin la ceea ce am spus. Deci fiecare nu are decât ceea ce își dorește. Dar o să aibă din plin. Ferească Dumnezeu, eu nu știu, n-am nicio certitudine, dar am niște... Am așa, flerul meu spune că nu vor ieși din iarnă. Și iarna va fi nu doar foarte lungă, ci și foarte grea. Și nu e nimic amenințător. Deci... De la meteo li se va trage... Ca lui și, Napoleon în Rusia. Mai grav. Da, o întâlnire superbă în această seară la Nașu TV. Nu e meritul nostru, e meritul unui om și sper să vină cât mai mulți asemenea oameni care chiar au ce spune, că asta e marea problemă în România, vorbesc toți nimicuri, vorbe goale... Dacă faci o analiză la televiziune de știri după o oră de emisiune, vom constata că fiecare reușește o singură propoziție inteligentă, de tipul bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Sau, astea sunt frazele care, da, în rest, da, nu spun nimic.